acesta ar putea fi sezonul tău. Cu tine, Superliga e super! Un meci în care pentru oaspeți există o miză foarte importantă, calificarea în play-off. CFR are deja asigurat acest lucru, ocupă locul 3 înainte acestei partide. Sibienii doar locul 8 și sunt la mâna rezultatelor. Apoi Ciprian Deac, vine Mogoș, le evită deocamdată pe Iancu, centrează cu stângul, acolo este Bârligea, se întoarce. Șutul blocat de Balaură și apoi Taxidis reține Căbuz. După câteva meciuri de adaptare, centrare în centrul careului și o recentrare! Intervine Muhar, crucial în fața lui Bejan, șansă mare pentru Hermannstadt. Cât de importantă este intervenția lui Muhar? Minutul 28, Bejan, vă spuneam, a marcat în urmă cu două sezoane la victoria lui Hermannstadt de aici, de pe arena Dr. Constantin Rădulescu. În prelungirile acelei partide, Hermannstadt se impunea atunci cu 1-0. Acum, iarăși Bejan, capitanul Sibiului, aproape să deschidă scorul. Da, din pasa celuilalt fundaș central. Balaure centrează în careu. Ce liber este Stoica, da, ce liber este Stoica. Urmează șutul! Destul de bun, destul de bun. Puțin alături. Foarte bună execuția lui Iani Stoica. Da, ce gaură mare acolo. Mogoș a strâns în centru, Deac era departe. Pentru Deac e foarte complicat să-l urmărească. Tot el acum combină cu Michael. Michael caută vincul. Reușește Căbuz să respingă. Fac în această partidă până acum. Trimite Deac înalt. Sare că Muhar și marchează. 1-0 pentru CFR. Da, e un fanion ridicat de la margine. E un fanion ridicat de la margine. Nu se pune golul, dar nu pot să-mi dau seama de ce. Mingea a ieșit, probabil. Sau fault în atac. Da, da, deci asistentul. Uite, a ieșit, da. De asta a venit de la tușier. O, aici, ce greșeală! Ce ieșirea lui Căbuz, foarte oportună, urmărește Bârligea, vine din spate Deac. Mogoș centrează, Mogoș nu face rău, sare Michael, minge pe lângă poartă. Pentru că putea mingea să ajungă la un jucător al CFR-ului, a ajuns fix la jucătorul lui. Dar nu știu cum are CFR talentul ăsta de a-i face din nou Opruț, vine centrarea, e liber Balaure în celălalt flanc, șutul din prima, îi dă peste față însă, așa cum se spune. La CFR, în locul lui Aieti, accidentat. Otele își face culoar de șut și peste poartă. S-a retras foarte mult Bârligea, Jip alea la mână și îl depășește pe Bârligea, vine centrarea! Oh! Ce fază! Neguț, aproape de deschiderea scorului, minutul 75. Da, și Măldărășanu, un pic de antrenor, nu? Introduce pe cei doi și fac una dintre cele mai periculoase faze din această partidă. Ce frumos a trecut Jipa de... Așa se întâmplă când depinzi numai de tine. Acum Neguț și este ratare uriașă! Oh! Minutul 79, aproape Hermannstadt de deschiderea scorului după o eroare în defensiva CFR-ului. Asta e ratare de play-off. Boban și Gusava s-au invitat unul pe altul la această minge. Șut bun al lui Atele, gol! Minutul 93, CFR câștigă pe final această partidă. Goluri marcate în acest sezon regulat de Filip Otele. Ce sezon și ce execuție! În timp ce șep și face 2-1 la Petrolul și merge împreună cu Farul în play-off.